Oltul este în topul județelor care au accesat programul de minimis pentru tomate în spații protejate, fie că vorbim de primul sau al doilea ciclu de producție. În cele două etape s-au înscris 6.135 de olteni, dintre care 872 au optat pentru producția de roșii în sezonul rece. Angajații direcției au încheiat controalele din teren. Specialiștii DAJ, conform hotărârii de guvern, au făcut cele două fișe de plantare și de rodire, la ora actuală neexistând niciun fermier pe la care specialiștii noștri să nu fi trecut de cel puțin două ori. O lună și jumătate este perioada în care legumicultorii sunt obligați să vândă roșiile produse în spații protejate pentru a nu pierde subvenția de 3.000 de euro. Am ajuns și la 1 noiembrie, începând de astăzi, fermierii care și-au depus dosare pentru accesarea ajutorului de minimis privind programul Tomate Ciclu 2 pot veni la direcțiile agricole să-și depună documentele justificative care atestă vânzarea celor 2 tone de tomate pe 1000 de metri pătrați. Potrivit specialiștilor din agricultură, cei mai mulți dintre oltenii care s-au înscris în programul Tomata 2 sunt din cele două bazine legumicole Izbiceni, Juvărăști, Cilieni și Strejești, Pleșoiu, Grădinari. Fermierii care au investit în sisteme de încălzire pentru solarii vor recolta tomate pe toată perioada sezonului rece, spun reprezentanții direcției agricole.